Florin Oprescu, cât și Anghel Iordănescu și-au depus astăzi oficial candidaturile la primăria capitalei. Ambii au venit cu susținătorii și se declară pregătiți de luptă. Dacă Iordănescu a venit cu o galerie care amintea de atmosfera de pe stadioane, Oprescu a fost însoțit de cei trei copreședinți ai Uniunii Social-Liberale. Detalii are Andrada Dumitrescu. Andrada, bună seara! Spune-ne câți candidați și-au depus până acum candidaturile pentru fotoliul de primar al Bucureștiului și cine are cele mai mari șanse? Bun găsit, 6 persoane și-au depus până acum actele necesare pentru a intra în cursa pentru primăria capitalei. Dintre acestea, doar 3 au notorietate, respectiv Irinel Columbeanu, Anghel Iordănescu și Sorin Oprescu, și numai ultimele două au șanse reale să câștige. Sorin Oprescu a adus cu sine sute de dosare care conțin aproximativ 170.000 de semnături de susținere. Sunt necesare pentru că el candidează ca independent și e susținut de Uniunea Social-Liberală. A primit cu această ocazie din partea premierului desemnat Victor Ponta asigurarea că în viitorul său mandat va fi susținut și de către executiv. Anghel Iordănescu a fost însoțit de mai mulți tineri care l-au aclamat precum galeriile de fotbal și a spus că are încredere că va reuși și în această cursă pentru primăria capitalei, la fel cum a reușit și în cariera sa fotbalistică. Actualul primar general are susținători puternici. Mulțumim, succes, domnul primar general. Pot să mă duc la treburile mele și să vă asigur că în sfârșit un primar general o să aibă sprijinul guvernului. Eu vă mulțumesc respectos, contez pe treaba asta. Oprescu spune că vrea să-și continue proiectele începute acum 4 ani. Este dorința de a continua, dorința de a schimba orașul în bine, dorința de a ne dezvolta cu toții și, cei mai principal, aceea de a intra în normalitate. Și candidatul UNEPR se declară pregătit să atace primăria, dar cu fair play. Sunt foarte încrezător, pentru că îmi amintesc cu ceva timp în urmă, bucureștenii și întreaga țară mi-au mai dat un mandat atunci când am reprezentat sportul românesc cu echipa națională.